O femeie a mers să viziteze un azil pentru animale cu intenția de a adopta un câine. În momentul în care a văzut condițiile precare în care trăiesc animalele, aceasta a luat toți câinii, mai exact a cumpărat tot adăpostul. Generosul gest s-a întâmplat în Israel. Animalele trăiau înghesuite, într-un loc infestat cu șobolani și se băteau pentru mâncare. După ce a îmbunătățit condițiile de la azil, salvatoarea a reușit să găsească noi case pentru 90 de câini. Potrivit maitex.ro, de asemenea, a dus 25 de câini într-un adăpost din Ontario, Canada. Jumătate din animalele duse în Canada au fost adoptate.